SCM Gloria Buzău a uitat să mai câștige în Liga a 2 de fotbal. Ieri, în etapa cu numărul 14 din Liga a 2-a, jucătorii antrenați de Ilie Stan au suferit o nouă înfrângere la Pitești în fața formației FC Argeș. Gazdele s-au impus cu scorul de 3 la 1 după reușitele lui Bleșdea de două ori, Popescu, respectiv Alexandru, pentru buzoieni. Echipa din Crâng a dominat teritorial prima repriză, dar piteștenii au intrat în avantaj la pauză, contrar cursului jocului. Asta după ce Tucaliuc a fost faultat la marginea careului Piteștean în minutul 34, dar arbitrul a considerat simulare la jucătorul Buzoian și l-a sancționat cu cartonaș galben. SCM Gloria a revenit în joc după golul lui Alexandru din lovitură liberă în minutul 50. A urmat însă o eroare capitală a portarului Stoian, care a ieșit defectuos la o centrare, iar mingea respinsă direct în picioarele lui Popescu a fost trimisă spectaculos sub transversal în poarta goală. Golul lui Blejdea din prelungire a pus capăt meciului, iar buzoienii au rămas cu 20 de puncte și o partidă restantă cu Poli Timișoara. Etapa viitoare, SCM Gloria Buzău, așteaptă vizita formației Farul Constanța.